Îl am alături de mine în această zi pe domnul ministru al cercetării, inovării și digitalizării, Bogdan Gruia Ivan. Chiar vreau să aflu dacă ați rămas încă cel mai tânăr ministru din Guvernul României. Bine ați venit la Radio 3. Salut, mâinile, bună ziua, mă bucur să vă văd. Da, pentru că nu s-a schimbat configurația guvernamentală de anul trecut din luna iunie și am rămas în continuare cel mai tânăr membru al guvernului la 32 de ani și al doilea cel mai tânăr din istoria României după 1918. Lucru care mă onorează pe de o parte, dar și mă responsabilizează foarte mult față de generația din care fac parte în momentul de față. Și cred că în acest domeniu al cercetării, al inovării și al digitalizării e important să fie oameni tineri, dar care au capacitatea de a pune la aceeași masă și de a crea dialog și punți de legătură cu cei cu foarte multă experiență, dar și cu cei tineri care au entuziasm și vor să schimbe lucrurile cu o dinamică mult mai rapidă. Vreau să vorbim puțin despre faptul că sunteți co-inițiator al legii care a pus temelia transformării digitale în România, cea mai importantă lege fiind interoperabilitatea bazelor de date din sectorul public. Astăzi în România avem sute de baze de date, care multe dintre ele sunt tratate ca și feude ale unor funcționari publici, care au doar parola și accesul la acele baze de date și care nu le transmit mai departe într-un format unitar. Ei bine, ce face această lege? În primul rând, obligă pe oricine din statul român să creeze acest limbaj unic între bazele de date ale statului român. Și când spun asta, mă refer la baza de date de taxe și impozite a unui oraș, cu baza de date a APIA, cu baza de date a Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu baza de date a Oficiului Național al Registrului Comerțului și așa mai departe. Pentru că astăzi, de exemplu în România, a patra cauză pentru accidentele rutiere e plimbarea oamenilor între instituții pentru a obține diferite documente sau pentru a depune diferite documente. Iar acest lucru, în secolul vitezei, în 2024, când România are 200.000 de IT-iști, când avem companii care sunt lideri globali în tehnologie, e o aberație, dacă mă întrebați pe mine. Și faptul că oamenii vor putea să meargă la un ghișeu, iar la acel ghișeu nu li se va mai cere un dosar plin cu hârtii luate de la alte instituții publice, reprezintă un foarte mare pas înainte. Prin această lege a interoperabilității am stabilit ca și reglementare legală că toate bazele de date trebuie să comunice într-un limbaj comun. Partea cea mai bună e că pe lângă legislație am asigurat și resurse financiare pentru a ne asigura că avem și din punct de vedere tehnic această platformă de interoperabilitate. Și aici cea mai importantă componentă este cloud-ul guvernamental, legat de care avem cea mai bună veste a finalului de an 2023, și anume că în urma negocierilor intense pe care le-am purtat cu cei de la Comisia Europeană, am reușit să devansăm termenul de 2026 pentru anul 2024 în livrarea unei soluții tehnice de servicii de cloud. Tot aici vom avea acea platformă de interoperabilitate, acel limbaj comun care face ca acel funcționar, vă dau un exemplu banal, de la biroul de la APIA să poată să vadă în timp real că atunci când introduce CNP-ul unui potențial beneficiar, că acel beneficiar este proprietarul terenului pe care vrea să-l pună și pe care vrea să primească subvenție, că acel beneficiar a plătit taxele și impozitele la primărie pentru acel teren și automat poate să-i vadă și istoricul și poate să-i dea bifa verde că merită să mai obțin încă o dată acea subvenție agricolă. E un exemplu banal, dar care până când vom avea aceste sisteme puse la punct, îl pun pe om pe drumul. Îl pun să meargă la oficiul de cadastru, îl pun să meargă la primărie. Atunci când vrei să schimbi sau să-ți reînnoiești permisul sau pașaportul, trebuie să te duci până la bancă să plătești 32 de lei, după care trebuie să iei chitanța, să-i faci o copie, să o pui în dosar, să o duci din dosarul cu șine, să o depui la acel birou. Și aici vine poate cea mai importantă veste
nu propun să anticipez întrebarea dumneavoastră, ce facem de acum înainte și ce vor simți oamenii. Pentru că degeaba facem sisteme informatice de sute de milioane de euro, dacă pentru cetățeanul român care vrea să interacționeze cu statul drept de pe telefon, nu avem o funcționalitate. Ei bine, avem o achiziție și lucrăm la un concept foarte important, o singură aplicație a statului român în care fiecare cetățean să poată să aibă documentele personale. Permis de conducere, pașaport, buletin, card de sănătate, documente de studii, care la rândul lor, atunci când expiră, să-l notifice pe deținătorul lor cu cel puțin 30 de zile înainte, să poată, ca în baza datelor pe care statul le are deja unui formular precompletat, să trimită către statul român o solicitare pentru reînnoirea acelui document, să poată să facă și plata direct de pe telefon, într-un mod foarte simplu, ca și cum ar folosi o platformă de ride sharing sau ca și cum ar face o comandă online din acel dublu click pe din lateralul telefonului, să fie interfațat și cu cardul și astfel să statul român să dea servicii publice oamenilor 24 din 24, 7 zile din 7. E o schimbare masivă. Ceea ce alte state au făcut în urmă cu 20 de ani, facem noi astăzi. Va mai dura până când oamenii vor începe să le și folosească. Dar până atunci trebuie să le dăm această oportunitate oamenilor, pentru că sunt convins că în România avem cel puțin câteva milioane de români care vor dori să interacționeze cu statul român direct de acasă, direct din delegație sau din vacanță. Și e un plus foarte, foarte mare care va debirocratiza funcționarea administrației din România. Adică totul la un click distanță, pentru că asta era în care trăim și pe care ar trebui să o încurajăm foarte mult, dacă tot trăim în era tehnologică digitalizată. Ca să creăm această infrastructură a statului român. Și nu vă ascund că am luat parteneri pe cei mai buni dintre cei mai buni din zona privată, pe cei mai buni dintre cei mai buni din zona publică și chiar cred că ceea ce am făcut cu această legislație nouă, cu noua tehnologie, vom putea să aducem România pe un loc fruntaș în Europa în materie de servicii publice ale administrației în format digital. Referitor la internet, România, din datele pe care le am, este numărul 1 în Europa, în Uniunea Europeană, la acoperirea la internet la punct fix, undeva la 96% din gospodăriile din România au această infrastructură. Care este ținta pe care o am în momentul de față? E să ajungem să acoperim aproximativ 98,5-99% din gospodăriile din România cu internet la punct fix și din acest punct de vedere avem următoarele lucruri foarte concrete. La finalul anului trecut am închis proiectul RONET 2, unde aproape 700 de localități au fost conectate cu internet de mare viteză în ultimii 6 ani. Am pregătit 96 de milioane de euro pentru a conecta cu internet de mare viteză încă 1000 de localități din România și în această formulă, în România astăzi vă spun că avem aproximativ 1500 de localități care nu au internet la punct fix, unele dintre ele având chiar 10-20 de locuitori. Ei bine, din aceste 1500, 1000 vor fi conectate la internet în următorii 3 ani de zile. E un proiect pe care l-am și îmi doresc din tot sufletul să reușesc ca acest proiect să fie o realitate în cel mai scurt timp, urmează să deschidem apelul pentru acest proiect și România să spună că este una dintre primele state din lume care a acoperit integral zona locuită din țară cu internet pe bandă largă direct la oameni acasă. Trebuie să vorbim, pentru că este unul din subiectele pe care noi le dezvoltăm în cadrul emisiunilor noastre, despre inteligența artificială, care este prezentă în mai toate domeniile pe plan global, știm acest lucru, cum este România pregătită pentru acest subiect, pentru că există, avem și noi nenumărate startup-uri românești care dezvoltă soluții AI. Cum vedeți dumneavoastră această inteligență artificială în România? Eu vă spun și perspectiva omului dincolo de cea a tehnicianului și a ministrului. În primul rând, cred că oamenilor le este frică de ceea ce nu cunosc. Și toată dezbaterea din social media și din media clasică referitoare la faptul că inteligența artificială va înlocui oamenii,
E o dezbatere utilă, ca fel ca orice altă dezbatere, dar cred că este puțin exagerată. Oamenii buni nu vor putea să fie înlocuiți niciodată de tehnologie, din punctul meu de vedere. Pe de altă parte, o parte din procesele birocratice, repetitive, cel puțin la administrația publică sau în companii, de la acțiuni contabile până la înregistrarea documentelor, care vor putea să fie făcute automatizat de un soft bazat pe inteligență artificială, va aduce automat mai mult timp acelui contabil, acelui funcționar, pentru a face lucruri cu adevărat semnificative, în loc să stea să taseze toată ziua, să introducă datele unei facturi într-un sistem informatic, care poate deja să-și plătească acele date. Din punct de vedere al oportunităților și al riscurilor, în luna septembrie anului 2023 am lansat în dezbatere publică și a fost o dezbatere foarte, foarte interesantă la nivel național. Am primit input din partea universităților, din partea cercetătorilor, din partea industriei, din partea foarte multor români care lucrează în afara țării, în poziții de top din punct de vedere al companiilor din tehnologie, care ne-au dat input. În momentul de față am integrat toate acele păreri și le-am filtrat. Am transmis deja către CSAT această propunere. Urmează ca în cursul lunii februarie să adoptăm în guvern o hotărâre de guvern prin care să aprobăm strategia României de inteligență artificială, care pe de o parte ne dă garanția protejării drepturilor fundamentale ale oamenilor și a datelor personale, iar pe de altă parte, acolo unde este cazul, în domeniul cercetării, în domeniul inovației, în domeniul parteneriatului între companiile private, universități și institute de cercetare, să dea acel cadru legal prin care noile soluții tehnice vor putea să fie explorate și utilizate inclusiv în zona economică. Vom fi unul dintre primele țări care am făcut asta, adică noi am lansat dezbaterea în România înaintea premierului britanic și înaintea președintelui american Joe Biden. Am lansat în România această dezbatere, așa că suntem pe drumul cel bun din punctul ăsta de vedere. Cred că suntem de mult, pentru că avem o grămadă de platforme pe care se pare că le-au făcut românii și le folosesc americanii. Nu știu dacă sunt recunoscute aceste merite, că tot veni vorba de e-factura sau ceva de genul ăsta. O platformă pe care știu sigur că o folosesc americanii. Am informația corectă? Eu pot să vă dau exemplul unei companii care a plecat din România, fondatorul ei este un român de prestigiu, Daniel Dines, care a fondat compania UiPath. Iar UiPath-ul este lider global de furnizare a tehnologiei în domeniul proceselor automate din sistemul fiscal, din Statele Unite până în Singapore și în foarte multe alte state din lume. Da, există români care au făcut această inovație și vreau să vă spun că am avut o întâlnire chiar astăzi foarte bună cu echipa celor de la UiPath și cu alte companii foarte mari de tehnologie, alături de care căutăm soluțiile tehnice pentru a scurta timpii în care România își modernizează administrația comparativ cu alte state. Repet, dacă în alte state a durat 20 de ani să ajungă la acest nivel la care noi ne uităm ca și la un azimut, eu îmi doresc să ajungem acolo în 3-4 ani. Doamne ajută! Să învățăm ceea ce am învățat ei în timpul ăsta, să luăm modelul de bună practică, să limităm erorile și să putem să fim avangardiști în acest domeniu și un model pentru alte state. Voiam să vă întreb ce părere aveți de noua generație de elevi care merg spre zona aceasta de IT. Cum vi se par? Sunt școlile pregătite din punct de vedere tehnologic pentru aceste genii până la urmă? Pentru că știm, România a oferit și oferă în continuare genii pe bandă rulantă atât în IT cât și în matematică. Am avut surprize. Eu am o părere foarte bună despre poporul românii care fac parte și mă laud permanent cu lucrul ăsta, dar am avut o surpriză extrem de plăcută în raport cu cele mai mari companii de tehnologie din lume, să văd modul apreciativ în care vorbesc despre mințile geniale ale românilor noștri dragi. Și în acest punct de vedere vă spun că avem o mină de aur pe care noi astăzi nu știm să o fructificăm suficient. Și în același timp, ce mai avem? Ca și programă școlară, vă mărturisesc că încă nu l-am materializat, dar am un proiect prin care îmi doresc, împreună cu Ministerul Educației, împreună cu universitățile, împreună cu mediul privat, să profilăm programa școlară din România în așa fel încât să facem mai atractive științele exacte, atât la nivelul școlii gimnaziale, cât și la nivelul liceului.
pentru a crea automat o bază de selecție mult mai mare pentru zona tehnică la nivel universitar. Și în acest punct de vedere, eu cred că e un proiect cu bătaie lungă, vom reuși să culegem roadele peste 7, 8, 10 ani, dar națiunile care vor reuși să fie lideri în tehnologie sunt cele care vor domina lumea viitorului. Iar România are toate premisele de a fi cel puțin un lider regional în noile tehnologii. Și din acest punct de vedere, da, răspunsul este un da foarte ferm. Vreau ca să lucrăm inclusiv la programa școlară, să facem mai atractive științele exacte, matematică, fizică, chimie, pentru că în momentul de față lumea s-a schimbat cu o viteză foarte mare, iar noi poate de multe ori lucrăm cu o programă, cu un stil de predare care era valabil acum 10, 20 sau chiar 30 de ani. Și trebuie să ne actualizăm. Avem dascări foarte buni în România, sunt convins de capacitățile lor și cred că doar în această formă de modernizare, inclusiv a învățământului, vom putea să producem niște generații care să schimbe fundamental viitorul României. Și dacă tot vorbim de generații ale prezentului, sunt foarte curioasă cu ce platformă rezonați de social media cel mai mult, pentru că dumneavoastră cred că sunteți ancorat în realitate și vreți să vedeți părerile tinerilor și trageți cu ochiul să vedeți ce se întâmplă, ce își doresc, ce le lipsește. Și în acest sens vine întrebarea, care vă este mai drag așa ca platformă? Nu sunt atât de tânăr ca să fiu un utilizator al TikTok foarte, foarte frecvent, nici măcar nu l-am instalat pe telefonul meu, dar l-am instalat pe al unui coleg care e în departamentul de comunicare. În schimb, pe Instagram stau destul de des și pe Facebook la fel, unde am și profil public și pagină privată. Era interesant. Răspunsul direct Instagram. Instagram. Eram absolut convinsă, am să vă pun, să vă vând un pont, să vă faceți un cont, nu neapărat oficial, să vedeți câte lucruri vă vor surprinde în TikTok. Am testat și am aflat o grămadă de lucruri interesante, pentru că, într-adevăr, pare o platformă superficială, dar foarte mulți tineri cu un adevărat content s-a mutat acolo, ceea ce încă o dată vine să întărească ce spuneați despre viitorul României. De copii are un algoritm pe AI foarte puternic și foarte dezvoltat. Că avem profesori geniali, dar care au nevoie de puțină susținere sau de programe care să-i trimită să se familiarizeze cu zona aceasta digitală, pentru că spuneați și dumneavoastră, au evoluat lucrurile atât de rapid încât mulți, chiar dacă își doresc, nu mai fac față pentru discuția aceasta corectă. Vă mulțumesc și pentru toate aceste detalii. Dacă simțiți că mai sunt proiecte despre care vreți să vorbiți și care urmează, sunt acum la cald, vă ascult cu drag. Foarte scurt vreau doar să spun despre competițiile pe care le-am lansat în domeniul cercetării. Încă din luna ianuarie, transfer tehnologic, proiecte inovative de cercetare, îi invit pe toți cei care acum ne ascultă să intre și pe site-ul ministerului nostru și pe paginile oficiale de Facebook, de Instagram și pe ale ministerului și pe ale mele, ca să vadă toate aceste oportunități, pentru că am reușit pentru prima dată după foarte mult timp să asigurăm finanțare pentru 10 proiecte majore de cercetare și inovare pentru ecosistemul din România. Pe de o parte, iar pe de altă parte, am reușit acest proiect uriaș de a aduce cloud-ul guvernamental ca serviciu public din 2026 în 2024 și mi-aș dori ca el să fie operațional până la finalul acestui an și tot până la finalul acestui an să avem primele servicii publice în format digital direct pe telefon într-o singură aplicație a statului român. Așa că pe toți oamenii de bună credință care au idei, îi aștept cu mare drag să aplice, să vină cu input atât față de mine direct cât față de oricare dintre colegii în echipa mea, pentru că e un efort pe care îl facem împreună pentru a schimba România. Corect. Domnule ministru, vă mulțumesc.